Salut, prieteni! Un an nou fericit tuturor! La mulți ani, anul 2022! N-am putut să public nimica, să postez nimica, timp de 30 de zile, datorită faptului că am fost cenzurat de către Facebook. Pentru că am postat anumite lucruri care, în alte cuvinte, să zic așa, ei spun că am încălcat regulile lor. Da. Și din cauza că am încălcat regulile lor, am fost cenzurat timp de 30 de zile. Dar din nou, iată-mă din nou aici, cu posibilitatea de a posta anunțuri și am mai publicat câte un video. Să nu uităm, dragi prieteni, că suntem la un pas de finalul istoriei. Am mai menționat lucrul ăsta cu ani de zile, de sistemul care va urma să vină, un sistem draconic, da? La care Cuvântul Lui Dumnezeu ne avertizează în Apocalipsa, capitolul 13, spune despre o fiară, despre un dragon, un balaur. Balaurul reprezintă un sistem politic, dacă citiți în Apocalipsa 12, care va face ravagii, deci cu alte cuvinte, Satana, care este șeful acestui sistem global, deocamdată, că după aia se va pune capăt și lui, curând, foarte curând. Deocamdată el e aici șeful, el e stăpânul și deocamdată el, folosindu-se de sistem politic, da, de oameni corupți, care taie și spun de fac legi după capul lor, exact după ceea ce le dictează dracu, Satana. Să fac cu certificate, cu obligativitatea vaccinurilor, așa mai departe, și alte legi care încalcă Constituția și drepturile omului. Da. Deci ne grăbim cu pași repezi spre finalul istoriei. Ceea ce pentru biserică este o veste bună. De ce? Unii poate vă spune, păi voi sunteți egoiști. Noi nu suntem egoiști, dar noi dorim ca să se pună capodată acest sistem draconic, da? Acest sistem al răutății în care diavolul își manifestă puterea satanică și răutatea lui împotriva umanității, da? Dar pentru că știm, este o bucurie pentru că noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. Vă dau o veste bună. Vestea bună este că deocamdată sistemul politic anticrist nu poate să vină la putere. Da? Nu are cum, pentru că este ținut de ceva. Și știți de cine este ținut? Este ținut de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este ca un stâlp de foc între noi, creștini autentici, Biserica lui Hristos, la nivel global, și între acest sistem politic satanic. Exact cum se întâmplă pe vremea lui Moise, dacă mă duceți aminte, după cele 9 plăci pe care Dumnezeu l-a aruncat asupra Egiptului, ca să elibereze pe poporul Israel, după care evreii au fugit de acolo, au ieșit afară cu bogății mari din Egipt, faraon a început să-i urmărească cu militarii lui, cu ostașii lui, cu soldații lui egipteni. Poporul Israel, dacă vă duceți aminte, la un moment dat s-a oprit între Marea Roșie și Uscat, dar între timp erau urmăriți de egipteni și ăștia nu mai aveau ce să facă, unde să fugă. Și nu erau nici protejați, dar la un moment dat Dumnezeu s-a coborât din cer într-un stâlp de foc în timpul nopții. Era ca un fel de, să zic așa, ca un ciclon, da? Un stâlp de foc, un ciclon, un uragan care ținea distanță pe egipteni în timpul nopții, iar în timpul zilei era ca un uragan, ca un ciclon sau un stâlp de nor în timpul zilei, da? Și ținea de la distanță. În mod simbolic, acest lucru reprezintă astăzi, vedem pe Duhul Sfânt, care nu-l vedem în mod vizibil, dar în mod invizibil, el ține la distanță această fiară, acești egipteni, acest sistem politic, care ar fi vrut, dacă după capul lor, să reseteze acest sistem la nivel global. Dar Duhul lui Dumnezeu nu lasă să vină pe Satana la putere, deocamdată, prin acest sistem anticristic, da? Sau un sistem global satanist. Sau mai spunem și faptul că am înțeles că acești sataniști, acești vrăjitori care sunt în spatele sistemului, care au bani, au sistem, au puterea finanței în mână, ei probabil vor aduce un sistem
un sistem, să zic așa, sub numele de islamo-comunist. Da, de asta scrie în Apocalipsa 13 că cine nu se va supune sistemul anticrist sau va pune opoziții, se va tăia capul, da? Le se vor tăia capete, dacă citiți Apocalipsa 13. Dar biserica, cu alte cuvinte, biserica va fi salvată de acest sistem. Deci Biblia spune clar în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 7, că ștaina fără de legii a și început deja să lucreze. Numai că cel ce oprește va trebui să fie luat din drumul ei. Hai să explicăm lucrul ăsta. Ceea ce oprește această fiară, acest balaur, acest sistem satanist, da, al noii ordini mondiale, este Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt unde locuiește? Duhul Sfânt locuiește într-un templu, în temple. Și care sunt templele? Noi suntem templele. Cuvântul Dumnezeu ne mai numește fiind ca pietre vii. Citiți în cartea Apostolul Petru, 1 Petru, 5:9. Noi suntem pietre vii, noi suntem fii de împărat. Dumnezeu ne cheamă, ne numește și împărați. Mai avem scris în Apocalipsa 12 că suntem cetățeni ai cerului. Coloseni, zice că voi sunteți cetățeni ai cerului. Și dacă suntem cetățeni ai cerului, sau mai suntem numiți ca și ambasadori. Aduceți-vă aminte că întotdeauna, înainte de începerea unui război, ambasadorii sunt protejați, sunt păziți cu escortă specială și luați din țara în care se va pune pericol cu război. Deci, în țara în care se va avea loc un război, acei ambasadori a acelei țări vor fi escortați, adică protejați, da? Și duși la locul de protecție. Așa și biserica. Înainte de venirea acestui sistem draconic, a haosului pe pământ, a iadului pe pământ, Domnul Iisus Hristos își va răpi biserica. Deci, taina fără de lege este satana care pregătește acest sistem global al noii ordini mondiale, da? A început deja să lucreze cu atacul acestui virus, cu pretextul unui virus, ca să poată să înceapă să distrugă economia la nivel global și să poată să înceapă să schimbe legi, să facă legi după capul lor și să inventeze alte legi draconice, doar împotriva drepturilor omului, ca să poată să ducă întreaga planetă în sclavie, așa cum a făcut-o faraon, da? Cu sistemul egiptean împotriva poporului evreu, așa cum au făcut alți mari conducători malefici ca Stalin, ca Hitler, să conducă, să distrugă, să colonizeze și să fură resursele și să ducă pe oameni într-o subjugare și de la subjugare la moarte, da? Să le taie chiar dreptul și la viață. Bun. Deci am spus că lucrarea fără de lege a și început deja să lucreze, numai că cel ce oprește trebuie să fie luat din drumul ei. Cel ce oprește este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt acum locuiește în milioane de creștini la ora actuală, la nivel global, da? Și până nu sunt luați creștinii la nivel global, răpiți, transferați de pe pământ, așa cum a fost transferat patriarhul Enoch și prorocul Ilie, nu are cum să vină fiara. Deci Dumnezeu ține, Domnul susține această fiară, acest sistem la distanță de biserică. Așa cum a ținut stâlpul de foc, Dumnezeu prin stâlpul de foc, sau stâlpul de nor în timpul zi, sau stâlpul de foc în timpul nopții, îi ținea pe egipteni să nu se apropie de evrei până când ei nu vor trece Marea Roșie. Marea Roșie este universul, da? Marea este lumea, da? Deci până nu trecem peste mare. Mare este lumea în care ne aflăm acum și Duhul Dumnezeu este în mod invizibil între noi și acest sistem global satanist care vor să subjuge planeta. Dar ceea ce nu va reuși să prindă biserica. Spune că pe această piatră voi zidi biserica mea și care puterea locuinței morții nu o va birui. Așa că biserica nu va fi dată în mâna anticristului. Probabil că vor fi presiuni împotriva ei, da? Vedem balaul din Apocalipsa 12 care stătea să înghită copilașul, încerca să înghită pe Domnul Iisus Hristos, satana, nu se omoare. Același lucru este și în mod metaforic, satana încearcă să distrugă trupul lui Hristos, adică biserica, dar nu va reuși, pentru că în momentul când el, așa, ce copil a fost răpit, Domnul Iisus Hristos nu a avut nevoie să fie răpit,
Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, răpită va fi biserica. Vedeți? Totuși, vedeți cum se potrivesc aici piesele de puzzle. Bun. Deci avem veste bună că noi nu vom fi lăsați aici în mâna acestui sistem global satanist. Noi vom fi răpiți, salvați, înainte de venirea acestui sistem satanist. Aceasta este vestea bună a creștinilor autentici care, sau a celor cinci fecioare înțelepte care au avut ulei în candele, dar au avut și rezerve, nu? Credința. Care nu și-au pierdut credința, care au fost pasionate, îndrăgostite de Domnul Hristos. Vesterea pentru oamenii care resping Evanghelia, răspunde pe acum ce așteaptă. Dacă citiți Isaia 65, 11, și voi celor, zice Domnul, care ați respins cuvântul meu și ați făcut din viața asta, ați cinat în cinstea norocului, bineînțeles, ați trăit în păcat, cu alte cuvinte, vă voi soti sabii. Sabia înseamnă războiul. Dacă citiți Apocalipsa 6, vedeți mai departe că arată pe Anticrist care apare ca un împăcitor, adică îmbrăcat în haine albe, cu un arc în mână, ca un biruitor, după aia schimbă culoarea, haina în haine roșie, haine neagră și haine galbenă. Adică vine ca împăcitor, da? Pe tine că aduce pacea, după care aduce războiul, aduce foamete, colaps la nivel global, după care aduce moarte, subjugare, da? Asta va face, asta fac ăștia. Deci același sistem egiptean, de pe timpul lui Faraon, acești globaliști repet aceeași structură draconică. Da? Satana din viacuri s-a folosit de sisteme politice, de la regi încoace până în sistem politic, ca să subjuge oamenii. Bun, deci oamenii care resping Evanghelia, din păcate, vor ajunge pradă pe mâna unui sistem satanist, draconic, care va duce în subjugare. Citiți Apocalipsa 6, citiți, vă mai dau un indiciu unde să citiți. Citiți în Apocalipsa 13, da? Și Isaia 65, să vedeți că oamenii care sping Evanghelia vor ajunge flămânzi, vor ajunge în sărăcie, vor ajunge pradă în mâna unor criminali. Asta e adevărul. În schimb, biserica va fi salvată, răpită, înainte de a veni acestui sistem global sau acestei fiare. Citiți cum s-a întâmplat Aidoma pe vremea lui Lot, când Lot era în Sodoma și Gomora, păcatul era la culme. Dumnezeu a trimis doi îngeri ca să nimicească cetatea Sodoma și Gomora, dar n-a putut să nimicească din cauza că cineva mijlocea pentru Lot și familia lui. Era Avraam, da? Aduceți aminte când au zis Avraam: Doamne, dacă găsești 50 oameni buni în cetate, vei nimici tu cetatea? Nu vei nimici. De la 50 au ajuns la 10, dacă, sau la 5. Vei nimici tu cetatea asta pentru 5 oameni? Nu vei nimici. Vedeți că Dumnezeu nu poate să aducă pedeapsa asupra păcatului, împotriva umanității păcătoase, până nu își scoate biserica de aici. Așa cum s-a întâmplat cu Lot. Deci asta e vestea bună pentru noi. Noi nu vom fi aici în timp ce va veni Anticristul. Deci în timpul domniei lui Anticrist, timp de 7 ani de zile, noi nu vom fi aici, ne vom pleca înainte. Studiați foarte bine 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 7. Dumnezeu să vă binecuvânteze, asta este speranța creștinilor autentici. Dacă vreți să scăpați de acest sistem draconic, vă sfătuiesc cu toată dragostea să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan capitolul 3 cu 16: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine crede are viață, cine n-a crezut a și fost deja judecat. Și cu alte cuvinte, în Romani capitolul 10, versetul 8, 9 și 10, spune că dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca că este Fiul lui Dumnezeu și crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vă sfătuiesc să vă faceți rost de Biblie, cu traducerea Comiliescu, și să căutați o biserică, o adunare evanghelică, unde sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu cu o inimă sinceră și cu toată inima și plină de dragoste. Și acolo să puteți să creșteți spiritual, pentru că mult nu mai este și vine Domnul Iisus Hristos. Ne trezim surpriză că trâmbița va răsuna și să ne întâmpinăm pe Domnul în văzduc. Mai multe vă dau informații în Zaharia, capitolul 9 cu 14, acolo citiți cum vine Domnul Iisus Hristos ca o săgeată și ja
iubita lui, adică mireasa, și a frații lui. Domnul Iisus ne mai numește și frați și prieteni. Bun, v-am pupat și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Shalom!